Despre vin se spune că este o poveste. O poveste ce începe cu solul pe care este cultivată vița de vie, continuă cu butucul, apoi cu strugurele, pentru ca finalul poveștii să aparțină licorii, care de cele mai multe ori, trebuie să recunoaștem, ne îndeamnă la povestit. Cele mai vechi mențiuni ale unor suprafețe întinse cultivate cu viță de vie pe teritoriul actual al României datează din anul 1038 și fac referire la viile de pe dealul Macra sau dealul Mocrii, așa cum este el cunoscut astăzi. Zona este parte a Podgoriei Aradului. Așadar, suntem în vestul României ca să descoperim istorii ascunse. Pe dealul de la Mocrea, cel amintit în documentele din 1038, există și astăzi vie. Aici ne întâlnim cu Cosmin Reaboi, enolog. Până să ajungă în această zonă, s-a format profesional studiind și mai apoi lucrând în marile centre viticole ale României. A auzit povești despre Podgoria Aradului, însă abia după ce a ajuns aici, a început să înțeleagă mai bine istoriile zonei și pe cele ale vinului produs aici. Există o caracteristică a întregii Podgorii? Vinul de aici într-un fel? Poate fi caracterizat? Dacă l-aș caracteriza într-un singur cuvânt, pentru mine cuvântul este extractivitate. Pentru că aici, astea sunt vinurile din zona asta, vinuri puternice, vinuri extractive. Tot dealul este o zonă vulcanică. Este o rocă friabilă, nu este o rocă dură. Se vede că se sfărâmă ușor. Și se pot observa cu atenție dacă ne uităm rădăcinile de la vegetația de sus care au pătruns printre aceste crăpături. La fel și via, când va fi matură, se va duce cu rădăcinile mai adânc și va extrage din pământ, din sol, din roca asta, elemente care se găsesc mai în adânc, nu la suprafață. Via, ca să aibă, să dea o calitate foarte bună, trebuie să sufere puțin ca să se forțeze să își ducă rădăcinile cât mai adânc, să caute apă, să caute elemente nutritive. Dealul acesta este puțin diferit față de restul Podgoriei pentru că este un deal vulcanic. Avem o combinație de sol brun roșcat cu tuf vulcanic, cu această rocă vulcanică, care această combinație eu nu am întâlnit-o în România până acum. Cunoscută generic sub denumirea de Podgoria Aradului, această zonă este un areal în care au mustit de-a lungul secolelor nenumărate povești, iar aroma viței de vie le-a sporit savoarea. Pe lângă asta, oamenii din Podgorie nu spun doar că vinul devine mai prețios cu cât e mai vechi, ci că e mult mai important să înțelegi povestea vinului. Ce e important în această poveste a vinului? E important butucul de viță de vie, e important solul, bobul de strugure, procesul? Toți factorii în sine sunt importanți, dar totul pleacă de la specificul zonei. Cum suntem aici pe dealul Mocrii, fiecare zonă are un specific și este un specific care se regăsește în pahar, care se regăsește în vin. Și atunci când bem un vin, îl percepem prin ceea ce suntem noi, prin sita noastră. E ca la muzică, ca la literatură, trebuie un vin să ni se potrivească. Fiecare localitate, situată pe drumul vinului din această podgorie, ascunde povești, iar istoriile locurilor au fost ingrediente care au completat buchetul vinului din zonă. Mențiunile din secolul XI apar în contextul în care voievodatului Ahtum, o formațiune statală medievală timpurie, aflată aproximativ în perimetrul Banatului de astăzi, este cucerit de maghiari. Atunci, regina Gizela a Ungariei donează 8 vii, așa cum spun documentele, către Biserica Catolică. Interesant este că în Evul Mediu zona cumva a fost controlată de Biserica Catolică pentru că cum este și biserica are nevoie de vin. Există documente din secolul XII care vorbesc despre transportul vinului
în pișnițele episcopiei de la Cenad, acolo unde atunci când temperatura se mai încălzea, era ținut în butoaie care erau așezate în alte butoaie și mai mari cu apă rece, ca să păstreze cumva calitatea vinului. Maria Pandea este istoric și în studiul său despre istoria Podgoriei, întinsă la poalele munților Zărandului, a adunat informații despre transformările prin care a trecut întreaga zonă. Spre exemplu, așa aflăm că în evul mediu timpuriu, călugării catolici au preluat de la localnici și au perfecționat rânduierile ce țineau de întreținerea viței de vie sau de obținerea vinului. Cu siguranță, aceste îndeletniciri au fost practicate cu mult mai devreme față de momentul primelor mențiuni. După jumătatea anilor 1000, istoricii au observat o intensificare a însemnărilor despre vin, astfel că, în veacurile următoare, documentele oferă date importante despre conturarea viticulturii ca ocupație profitabilă. Spre exemplu, la începutul anilor 1200, una dintre bisericile catolice din zona Aradului primea ca donație 53 de vii îngrijite de peste 100 de viticultori. Aceștia aveau obligații în zile de muncă, în produse și bani, fără să conteze cine era proprietarul, biserica sau vreun nobil ce stăpânea vremelnic aceste părți. Cel mai mult vin era cumva, să folosim un termen actual, exportat și, cum am spus, ajungea în marile episcopii, mai ales în cea de la Cenad, și transportul se făcea pe Mureș, adică ajungea undeva în zona Lipovei și de acolo știm plutăritul care era cel mai folosit în evul mediu, că totuși suntem în evul mediu, cu plutile ajungea undeva în zona Cenadului. Evident, evenimentele importante ale epocilor au influențat semnificativ dinamica dezvoltării Podgoriei pe ramificațiile munților Zărandului. Când otomanii cuceresc regiunea, Podgoria cunoaște o perioadă mai puțin profitabilă. Administrația turcească nu permitea consumul de alcool și atunci viile au rămas așadar o ocupație pentru anumite familii care își produceau vinul și consumau în casă vin. Dar nu s-a cultivat și nu s-a mai produs vin pentru a fi comercializat, pentru că turcii nu acceptau ideea de comerț cu vin. Viticultura nu a pierit cu desăvârșire. Mai existau în grădini vii, mai exista vie, există soiuri foarte vechi care au denuit până în secolul XIX, dar viticultura ca o practică care să aducă profit pentru Podgoria Aradului a dispărut. Când zona ajunge în stăpânirea lui Gheorghe Racoții, principe al Transilvaniei, acesta dispune săparea unei pivnițe impresionante în apropierea viilor de la Mocrea. Inițial, pentru a disloca blocurile mari de granit, meșterii secolului XVII au ales praful de pușcă, iar apoi, pentru finisaje, au fost folosite dălți de dimensiuni considerabile. Urmele acestor lucrări sunt vizibile și astăzi, iar pivnița a fost folosită pentru depozitarea vinului, dar și a armelor în perioadele de conflict. Timp de mai bine de 100 de ani, începând cu 1566 și până către finalul anilor 1600, regiunea a fost în centrul luptelor dintre otomani, Principatul Transilvaniei și Habsburgi. Când cei din urmă ajung să stăpânească întreg arealul și când administrația austriacă este pe deplin instaurată, în Podgorie lucrurile încep să se schimbe. Pe fondul războaielor în care era implicat, Imperiul Habsburgic a scos la vânzare loturi importante din această zonă. Și astfel, nobili din alte părți ale Imperiului ajung în Podgoria Aradului. Apariția acestora în părțile Aradului a însemnat cumva și implementarea unei politici de modernizare.
pentru că ei veneau din altă parte, nu cunoșteau nimic, n-au ajuns decât atunci aici și când au ajuns, au și adus ceva nou. Este momentul în care se constituie câteva domenii foarte mari și se implementează această modernizare, dar în același timp viața românului de rând nu s-a schimbat radical, pentru că tot lucra la un stăpân, iar condițiile au fost destul de dure, condițiile de viață în care trăiau românii au fost destul de dure. Pe de altă parte, nobilii din Podgorie încercau să-și asigure un profit considerabil din producerea vinului. În 1745, Anton Grasalkovici, unul dintre cei mai importanți proprietari din Podgorie, exportă vin în zone din Croația de astăzi. A încercat să-și trimită licoarea și în Regatul Unit, însă fără succes. În următoarea sută de ani, vinurile din Podgoria Aradului sunt solicitate de mai multe case regale europene și ajung să fie exportate atât în America de Sud, cât și în cea de Nord. Însă, cea mai importantă distincție, cea cu care se mândresc cei din Podgorie, este titlul de rege al vinurilor câștigat în 1862 la Londra. Vinurile de mine, să nu uit, au participat la concursurile de vinuri de la Bruxelles în 1888, urmă la Seghel, la Arad au fost, urmă la München până în 1906, deci și-au obținut diplome și premii serioase. Deci, iată, Minișul și Podgoria, în general, are un trecut glorios în privința vinurilor și a calității acestor vinuri. Pe parcursul a două secole, respectiv 18 și 19, Podgoria Aradului crește constant, iar în punctul de maximă dezvoltare, suprafața viticolă ajunge la peste 6500 de hectare. Nu se produceau doar vinuri albe sau roșii, ci parte dintre proprietari au dezvoltat sortimente de rom și coniac. Se produceau și struguri de masă și de la Miniș se duceau în timpul Imperiului Austro-Ungar la Palatul Gödöllő din Budapesta, Franz Josef, când venea mânca struguri de la Miniș, să știți. Mm-hmm. La finalul secolului XIX, toți proprietarii din Podgorie se vor confrunta cu o serie de probleme ce vor afecta cantitatea și calitatea vinurilor produse aici. În 1888, se constată că 25% din plantațiile de viță de vie erau distruse. Pe lângă condițiile climatice nefavorabile, apariția filoxerei a fost factorul decisiv ce a contribuit la această stare de fapt. Filoxera a făcut prăpăd, oamenii erau disperați și atunci au căutat metoda de a vindeca vița de vie, iar Minișul a devenit un centru de studiu și de combatere a filoxerii, un fel de dispensar al viței de vie și în acest sens a și creat școala și până a evoluat, a făcut cursul de iarnă la școala de Miniș, înființată în 1881. Treptat s-au înlocuit viile vechi cu vii noi, rezistente la filoxere. Mai mult, experiența acestor oameni care lucrau nativ inițial viticultorii s-a completat cu cunoștințele școlii, iar o mulțime din cetățenii de amici au fost vechili la Odovești, la Panciu, la Dealul Mare, au fost duși ca și specialiști. Prevenirea și combaterea filoxerei a fost principalul motiv pentru care, la Miniș, pe domeniul baronului Grasalkovici, este înființată școala de viticultură. În noiembrie 1899, în textul ce anunța începerea unui nou an școlar, printre alte informații erau amintite și cele referitoare la costuri. Vor fi preferați cei care s-au mai ocupat cu vieritul sau care se pricep la meseria de putnari. Școlarii locuiesc în institut, au provizionea în mod gratuit sau cu prețul jumătate, ori apoi pe spezele proprii. Cei primiți gratuit vor avea să se îngrijească numai de spălarea rufelor. De toate celelalte, îngrijește statul. Cei primiți pe spezele proprii vor plăti pe an 120 de florini, iar cei cu preț de jumătate, 60 de florini.
Sumele acestea se vor plăti anticipativ la fiecare pătrar de an. În același timp, se menționa că tinerii vor fi instruiți să replanteze viile distruse de filoxera, iar la finalul cursurilor, aceștia deveneau vieri care vor putea manipula înșiși viile în mod rațional. În ciuda dificultăților, vinurile produse în podgoria Radului au continuat să câștige popularitate. În presa vremii se scria că acestea pun o piatră în cununa lui Bacchus și concurează cu cele mai scumpe vinuri din străinătate în rang și renume. Renumite erau și colnele, construcțiile ridicate de proprietari în vie. Construcțiile ridicate de proprietari în vie erau o expresie a prosperității. În funcție de starea materială, clădirile erau mai mari sau mai mici. Această colnă este una dintre puținele rămase în picioare în podgoria Aradului și chiar dacă se cunosc puține date despre ea, este evident că a aparținut unei familii înstărite. Pe lângă elementele arhitecturale interesante, chiar și astăzi se poate observa sigla firmei care a fabricat storurile metalice pentru geamuri. Astăzi, storurile metalice și alte câteva elemente arhitecturale recompun vag imaginea prosperității de care s-au bucurat foștii proprietari ai acestei colne. Povestea clădirii s-a pierdut în timp, însă, în urmă cu doar câteva decenii, oamenii din podgorie povesteau cum stăpânii de vii, așa cum erau numiți marii proprietari de pământuri, construiau adevărate bijuterii arhitecturale. În 1833, într-o publicație tipărită la Budapesta, într-un articol ce descria podgoria Aradului, există câteva rânduri despre colnele din zonă. La poalele dealurilor sunt înșirate, una după alta, construcții care oferă o priveliște plăcută trecătorilor. Aparțin proprietarilor de vii și se numesc colne, după o tradiție locală, indiferent cât sunt de mari sau de mici. Aceste colne sunt dispuse astfel. Au o anexă cu presa de struguri, iar în clădirea principală, bucătărie, cămară, mai multe sau mai puține camere, iar unele au și cramă, unde gazda și familia sa lucrează câte 5 săptămâni să obțină vinul. Lumea podgoriei arădene, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, a fost descrisă și de Ioan Slavici, autor cu importante scrieri în literatura română. În romanul Mara scria: de la Radna înainte, un lung șir de dealuri acoperite cu vii. Cale de o zi bună, până la Măderat, la poalele dealurilor, sat se înșiră de sat, iar printre vii sunt risipite colnele, pe care nimeni n-a încercat încă să le numere. Și nici nu au fost numărate vreodată, pentru că instaurarea regimului comunist a dus la colectivizarea viilor, demolarea colnelor și la dispariția unei lumi. O lume, a cărei poveste, este astăzi recompusă de oamenii locului doar din frânturi de povești. Viorel Chifan se numără printre puținii localnici din podgoria Radului, care, cu pasiune pentru istoria acestor locuri, încearcă să adune fotografiile vechi și fragmente de istorie locală. La noi, la deal, era ales de proprietarii de vie, așa zisul primar al dealului. Proprietarii de vie și alegeau, într-o perioadă a anului, mă gândesc că iarna, cine să-i conducă. În comunitate au rămas puține informații despre modul în care erau aleși primarii dealurilor din podgorie sau despre timpul pe care l-aveau la dispoziție pentru a supraveghea tot ceea ce se întâmpla în vii. Cu siguranță, culesul strugurilor era perioada în care efortul depus era răsplătit cu petreceri mari ce aveau loc în satele din podgoria Radului și în colnele din vii. Mare bucurie, aduși lăutari din sat sau din alte părți, și cu mare greu gazda îi reușea până târziu noapte să-i trimită la culcare.
Cel mai mare proprietar de aici din zonă a fost un domn Cuparescu și știu că foarte multe sâmbete și duminici erau pline cu ospețe date în cinstea culegătorilor. Inevitabil, de-a lungul secolelor, viile au devenit o parte esențială a poveștilor care s-au țesut în Podgoria Radului. Când am împlinit 18 ani, în loc să-mi cumpere mașină, m-a dat 30 de ari de vie să-mi lucru să-mi cumpere orice mașină vreau. Poate el nu știe ce-mi trebuie. Aha. Și așa am început cu via, cu via veche, cu feteasca reală. Și în 2 ani mi-am cumpărat mașină. Ah, bun! A știut bunicul. Da, da. De ce anume aveți nevoie? M-a și motivat să-mi placă via și m-am luat mașină. Marius Gruban este doar unul dintre sutele de proprietari din Podgoria Radului, iar bunicii săi s-au îngrijit ca el să învețe toate rânduielile viei. Chiar dacă astăzi tehnologia vine în ajutorul viticultorilor, parte dintre cutume sunt încă luate în considerare. Când sâmburile e uscat, nu mai stă pe el miezul, înseamnă că e copt. Și că poate fi transformat în vin. Da, da. La indiferent care soi. Deci dacă după ce îl mănânci rămâne sâmburile uscat, aha, fără să mai fie lipit. Deci practic? Pe el atunci e copt la maturitate. Deci practic sigur, aici? Sigur atunci are dulceața respectivă, da. Are dulceața respectivă. Da, să nu mai stea lipit miezul de sâmbure. Mhm. Probabil așa făceau și bătrânii. Păi, la acest lucru mă gândeam și eu, probabil așa făceau în alte vremuri, desfăceau bobul și în funcție de sâmbure luau o decizie. Da. Instaurarea regimului comunist a dus la impunerea colectivizării, iar în acest context, viile au devenit parte a unor gospodării agricole. De la acel moment încolo, suprafața cultivată cu vie a început să scadă. În 1950 erau peste 6500 de hectare. 30 de ani mai târziu, la finalul anilor 80, mai erau doar 3500, pentru ca în 2004, în Podgorie, să mai existe puțin peste 1500 de hectare cultivate. Au dispărut și colnele și odată cu ele s-au pierdut multe dintre poveștile acestei zone. Revitalizarea Podgoriei este un moment prielnic pentru a căuta istoriile scrise aici, în epocile trecute, dar și un motiv de a fi parte a unor povești care abia încep să fie scrise.